câteva cuvinte aș vrea să spun. Am fost foarte emoționată revăzând aceste filme ale doamnei Marilena Rotaru. Noi suntem editorii care au scos acest album în 1998, dacă nu mă înșel. Trebuie să recunosc că cu farmecul, cu delicatețea, îl adoram. Soțul meu a fost cel care l-a adus în editură, făceau gimnastică împreună. Barbu Brezianu era vecin cu noi la Piața Spaniei, după cum ați văzut. Urca zilnic de câteva ori o scăriță îngustă pentru a ajunge la mansarda vilei în care locuia. Asta este un mare om de cultură care locuia într-o mansardă, dar într-o mansardă în care, în momentul în care intram, parcă eram la muzeu. Și în același timp ne vizita vreme de vreo 2 ani, ne-a chinuit cu această carte, dar ne-a chinuit în condițiile în care noi oricum îl adoram și îl primeam ca pe o personalitate așa cum era. Și de ce ne-a chinuit? Pentru că se lucra foarte mult la paginarea cărții. Trebuiau băgate textele, ilustrațiile și așa mai departe și dânsul venea și dădea totul peste cap pentru că am mai descoperit în arhivă 2 fotografii și niște rânduri scrise cu care vrea să completeze acele fotografii. Și atunci toată paginarea se schimba și trebuia luată de la început. Cu toate astea, toată lumea l-a iubit enorm. Am privit totul cu foarte mare emoție. Era un om de o discreție, de o blândețe, de o distinție și în același timp, așa cum a spus doamna, în această fragilitate fizică se vedea forța omului. Da, cred că pot să-mi explic ca psiholog, pot să-mi explic acest fel de a fi, era dânsul mi-a spus că avea acest tată foarte auster, foarte autoritar, căruia cu greu îi se putea opune cineva. Dar dumnealui avea acest fel minunat de a fi, în care nimeni era irezistibil atunci când ne cerea ceva și noi reluam toată cartea și puneam din nou. A fost o emoție și o bucurie și vă mulțumesc amândurora și părintelui și domnului Marilena Rotaru pentru inițiativă. Doar un minut, vă rețin și eu atenția. Eu la care am plăcut și, bineînțeles, meritul principal este al lui Marilena. Nu știe, dar ne-a făcut mie și soții, ne-a făcut o dublă bucurie prezentându-ne pe departe, pe care Dumnezeu a îngăduit, pentru că așa vrea ca să-i spunem, ne-a îngăduit să stăm lângă el foarte mulți ani cu tipul maestrului Catargin, Hari Catargin, în casa lui Hari Catargin, unde despre această capacitate, avea o capacitate de a tăcea. Avea acea virtute copleșitoare care face din tăcere vorbire esențială. Eu stăteam lângă el, eram mult mai tânăr, bineînțeles, așa cum mă și vedeți. Stăteam și vorbeam eu mai mult decât vorbea el. Și mă întrebam mereu, când eu știam foarte bine și de la maestru care ținea enorm de mult la noi și la mine și la soție, știam cine este, știam ce a făcut, știam ce poate să-l spună, așa, de ce nu dă nimic din el? Și atunci, încetișor, am început să învăț că, de fapt, el vorbea prin această copleșitoare tăcere. Este cunoașterea prin tăcere este, de fapt, una dintre cele mai subtile forme de cunoaștere. Mulțumesc, Marilena, și eu și Magdalena, și s-o binecuvintez. Dumnezeu să facă cât mai multe astfel de lucruri. A fost un moment care, poate iarăși, am meritat să știți, maestrul Catargi își distrugea opera cu o ușurință copleșitoare. Și o serie întreagă de picturi și de lucrări pe care le făcuse, el avea 4 etape de lucru. Un tip făcea un desen în creion, după aceea creion cu acuarelă, după aceea acuarelă cu puțin ulei și, în final, ulei. Și vine într-o zi Barbu, bărbuțul, cum îi spunea maestru, și vede, zice, dar ce-i cu bandărul ăsta de... Și la puțin timp apare și Tancolică și din mandărul acela de lucrări aruncate,
A făcut una dintre cele mai frumoase expoziții cu pescărie, cine își mai amintește, asta s-a întâmplat în anii 70, cred, cu pescărie a lui, Henri Catargi. Grație, repet, acestei tăceri copleșitoare a lui Balu. Dumnezeu să o odihnească în pace și pe tine să te, ajute să mai faci câte ceva. Mulțumim! Nu mai uitați! Am avut bucuria să cunosc pe Barbu Brezianu și pe fiul dânsului Andrei Brezianu. Și eram așa de emoționată pentru că prima dată și prima dată eram atât de tânără și prima dată când am auzit numele lui era prin anii 70, când puțină lume știa de Barbu Brezianu. De la socrul meu, Lucian Voiculescu, care a scris primele două cărți despre Oedipul lui Enescu. A purtat corespondență cu George Enescu și îmi spunea că se ducea la cumpătul, la Vila Luminiș, unde l-a întâlnit pe Barbu Brezianu. Socrul meu, de altfel, a fost director de programe la Ateneul Român până în 1980, când a plecat din acolo. Al doilea om care, și pe care dumneavoastră, doamnă Rotaru, l-ați cunoscut, a fost, care mi-a vorbit despre Barbu Brezianu, a fost Pan Vizirescu. Și, pe urmă, poetul Andrei Ciurunga, care este socotit poetul canalului și care a devenit nașul fiului meu, l-a cunoscut la canal. Andrei Ciurunga a făcut și el canal. De altfel este socotit poetul canalului și Radu Gir și Nichifor Crainic, poeții celulelor închisori. Vreau să vă spun despre fiul lui, care asemeni tatălui lui, era un mare cărturar. El a tradus din latină, din engleză și a semnat foarte multe articole în secolul 20, cea mai prestigioasă revistă de cultura noastră. La secolul 20, pe urmă l-am întâlnit în casa lui Alexandru Baciu. Despre Alexandru Baciu nu mai vorbește nimeni astăzi. A murit în 2005. Este înmormântat la cimitirul Iancu Nou. A fost timp de 43 de ani secretar general de redacție la secolul 20. În casă la domnul Alexandru Baciu venea Barbu Brezianu. Nu vă mai spun la ce discuții extraordinare între domnul Baciu, care a tradus cu Steinhardt mult din literatura franceză, din Alain, e tradus de Alexandru Baciu și Steinhardt. Oameni care se cunoșteau, pățiseră foarte multe lucruri îngrozitoare în perioada 49-64, când a fost amnistia generală. Se cunoșteau, se prețuiau și se susțineau moralul oamenii aceștia care erau condamnați la tăcere, ați văzut și din film. Nu numai că li se impunea să semneze la ieșirea din închisoare, că nu vor spune nimic din ce au văzut și s-a întâmplat în sistemul acela concentrațional. Deci oamenii aceștia se știau, se prețuiau și încercau să transmită oamenilor de încredere sau oamenilor pe care îi considerau o anume stare sufletească să povestească sau să, cum eram la Pan Vizirescu în casă, la Alexandru Baciu, era un semn de transmitere către noi, cei care nu știau sau auziseră din familii tot așa pe șoptite de ororile astea.
unii au avut chiar în familie oameni care au trecut prin tot sistemul acesta concentrațional. Așa că vă mulțumesc ce ați făcut și pentru Vintilă Horia și pentru Horia Stamatu, nu știu dacă n-ați făcut. Foarte mulți oameni, vedeți, din toată generația lor, s-au salvat Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Alexandru Cioranescu, care iar au plecat. Dar majoritatea au fost în sistemul acesta concentrațional. Au stat prin tot felul de demisoluri. M-a stat Alexandru Baciu pe strada Caimatei, de exemplu, într-un demisol grațios. Și atâția alții. Am o grămadă de, cum să spun eu, de amintiri și de povești, pentru că am făcut aproape 100 de interviuri pentru Academia Civică cu oamenii aceștia care au reprezentat intelectualitatea noastră și care, cu, dacă ar fi fost și timpul normal, ne-ar fi fost modele și conducători. Elita intelectuală a fost aproape distrusă în acei ani. Așa că felicitări și tot respectul că ați mai prins. Eu l-am văzut pe Barbu Brezianu cu foarte puțin timp. Era în clădirea aceea de lângă Casa Legi Venescu, unde este sediul Uniunii Scriitorilor. Era o clădire, așa, s-a dărâmat, au vrut să facă un... Și sta acolo, lua România Literară și citea pe scări, afară. Era de o modestie extraordinară. Iar fiul lui, Andrei, era foarte bun prieten cu Virgil Nemoianu. Virgil Nemoianu și-a lansat la Cărturești, în 2005, o carte. Vă spun și titlul cărții. Succesul abundenței, lansată în martie 2005, o am cu dedicație. Și m-am bucurat. Erau prieten la Vocea Americii cu Andrei, acolo, cu pseudonim. Toți aveau da. Pseudonim și cei de la Europa Liberă și toți, da. Nu semnau cu numele lor. El, Andrei, a semnat cu numele de familie al mamei lui, Hasan. Da. Da. Casa lui Hasan, făcută în 1852, este coșul care ne bucurăm, nu e casa oamenilor de știință, care e lăsată în paragină, dacă vă ziceți așa, prin spate. Da, și moara lui Hasan s-a stricat acum.